Oltenia, mii de mașini, mii de comercianți și zeci de mii de vizitatori. Aceasta este imaginea unui adevărat târg auto unde vinzi și cumperi aproape orice. Iar când îți vine foame, cei mai adevărați mici îi găsești în terasa Succes, numai preparate sănătoase din carmangeriile noastre. Carne sigură ce provine de la fermele Succes. Aducem din păstrăvăria noastră păstrăv viu crescut natural, pâinea gorjenilor proaspătă și caldă, fructe și legume, toate la prețuri de producător. Asigurăm toate serviciile unui târg auto european. Târgul Auto Succes, cel mai mare târg auto din Oltenia. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majoră, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Accesați site-ul roalert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistem și despre instrucțiunile de configurare a telefonului în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul RoAlert, descărcați gratuit aplicația de mobil DSU, o campanie a Departamentului pentru Situații de urgență. Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Punctul P. Din nou în fața dumneavoastră un subiect care a scandalizat opinia publică, nu neapărat numai din Târgu Jiu și județul Gorj, cât și de la nivel național, și anume cazul care s-a petrecut astăzi la Spitalul de Psihiatrie din municipiul Târgu Jiu. Vorbim deja, cum a preluat mass media națională acest subiect, dosarul Bălăceanca sau cum l-a făcut cunoscut colegul din presă Narcis Dajiu, și anume dosarul Psihiatria Bordel. Vorbim astăzi împreună cu dumneavoastră despre această dezbatere, zic eu, care aruncă o anatemă asupra municipiului Târgu Jiu și a județului Gorj, împreună cu Narcis Dajiu, jurnalistul Gorj News, care a făcut public acest caz. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc televiziunii dumneavoastră pentru că are deschidere să preia astfel de subiect. Intrăm rapid în subiect pentru că sunt multe de discutat. De asemenea, ne puteți găsi și în mediul online cu Acces TV, scrieți acolo pe Facebook și vă stăm la dispoziție. Totodată prin intermediul telefonului puteți intra în legătură telefonică directă cu noi și cu toate propunerile și cu toate sesizările pe care dumneavoastră doriți să le intați către noi sau de ce nu către colegul meu Narcis Dajiu. Narcis Dajiu, cum ți se pare în anul de grație 2019 după problemele care există în municipiul Târgu Jiu și l-ai semnalat în repetate rânduri fiind preluate de mass media națională, acum vine cireașa de pe tort, ceea ce s-a întâmplat la acest spital acolo. Este rușinos, scandalos și cred că medicii de acolo, nu știu, mă abțin o dată de la comentarii, te las pe tine pentru că cunoști mai bine cazul. Da, în condițiile în care bugetul a suportat și continuă să suporte majorări salariale imense pentru sistemul sanitar, iată că nici nu poate fi vorba de pași înainte, nu poate fi vorba de o reformare a acestui sistem, nu poate fi vorba de modernizarea sistemului sanitar din Gorj. Și principala cauză este, după părerea mea, managementul politic impus de Partidul Social Democrat în fruntea spitalelor din Gorj și mă refer în special la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Se știe, dar vorbim și de o conștiință a medicilor, vorbim de jurământul acela lui Hipocrate pe care l-au depus în momentul în care au decis să-și aleagă această meserie, vorbim de salarii de peste 150-200 de milioane care încasează acești oameni. Eu cred că un pic apel întâi mai degrabă la conștiința lor și după aceea la factorul decizie politic. Eu cred că mare parte, gemânare, într-adevăr, la ceea ce s-a petrecut acolo. Mare parte dintre medici au ajuns să se considere niște supra-oameni. În primul rând pentru că noi ceilalți depindem de ei, viața noastră, la urma urmei, depinde de medici. Și în al doilea rând pentru că beneficiază de aceste salarii imense comparativ cu sectorul privat și cu angajați din alte
domenii ale statului. Aceste măriri salariale, din păcate, nu au adus și o creștere a responsabilității personalului medical. Proporționale, da. Înțeleg că și șpăgile au crescut foarte mult în sistemul medical. Dacă primești salarii de câte 150 de milioane de lei vechi, se așteaptă ca și șpăgile să fie proporționale. Am mai dezvăluit și la o altă televiziune săptămâna trecută că directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu a ajuns să emită un ordin scris prin care să permită să nu se mai sterilizeze instrumentarul medical cu care se operează în anumite blocuri operatorii. Deci, e un atac direct la sănătatea noastră. Deci nu mai sterilizează instrumentarul ca să poată să facă cât mai multe operații zilnic, până la 10 operații să facă într-un bloc operator, ca să-și ia 10 șpăgi. Este îngrozitor nivelul la care s-a ajuns. Pacienții au devenit carne de tun. Există o diferență imensă între propaganda a PSD și a presei susținute de Partidul Social Democrat, din punctul căreia de vedere sănătatea în Gorj e un subiect închis și e pe pilot automat. Da? Nu trebuie să ne facem nicio grijă. L-au pus pe capotă manager la spital și totul decurge perfect. Da? Cei care prezintă diverse nereguli au interese. Mi se pare un mod ciudat de a acuza pe cei care prezintă realitatea care se întâmplă la nivelul spitalului, să spui că au interese, atâta vreme cât sunt identificate probleme clar, punctual, adică e problema asta, e problema asta, e problema asta și necesită soluția asta, asta, asta. Oamenii nu se preocupe de a soluționa aceste lucruri semnalate de către mass media, nu fac decât să atace jurnaliștii care se ocupă cu prezentarea adevărului în spațiu public. Am probat acum un an că spitalul a plătit peste 20 de miliarde de lei vechi energia electrică consumată de un RMN privat. Mai mult decât atât, capotă și tătarul la vremea respectivă și-au permis să storneze două facturi de 4 miliarde de lei vechi, reprezentând consum de energie electrică. Nu s-a întâmplat nimic. Speța a ajuns la DNA Craiova și probabil că a fost clasată așa cum se întâmplă cu toate spețele penale care au legătură cu Partidul Social Democrat. Personal am demonstrat apoi că domnul Capotă s-a înscris la concursul de manager și a declarat în fals că nu este urmărit penal în condițiile în care era urmărit penal. Și trebuie să reiau speța. Fusese impus de tătarul ilegal ca observator într-o comisie de examinare în cadrul unui concurs de angajare a unor asistente medicale care habar n-aveau pe ce lume sunt. Comisia de examinare la oral a pus niște întrebări, n-au știut să răspundă, dar a răspuns Capotă în locul lor și acele asistente repetau ce spune Capotă. Pentru aceste lucruri documentate de Direcția Generală Anticorupție Gorj, Capotă a fost urmărit penal. În momentul în care s-a înscris la concursul de manager, era urmărit penal și îi se comunicase că e urmărit penal și totuși a permis să scrie sub semnătură că nu e urmărit penal. În urma dezvăluirilor mele, Capotă s-a retras din concurs, dar din păcate nici după aceea nu s-a găsit niciun medic devotat și niciun medic cu vocație managerială care să se înscrie la al doilea concurs pentru desemnarea managerului la spital. Așa că, bineînțeles că domnul Capotă și-a rezolvat problema penală cu ajutorul procurorilor care își fac meseria cu PSD-ul în suflet și, după cum știi, săptămâna asta am mai avut o dezvăluire bombă despre procurorii PSD. Să trecem și la ea după pauza de publicitate. Așa. Capotă și-a rezolvat problema penală și cred că secția specială de la parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secție nouă înființată care se ocupă cu cercetarea magistraților, ar trebui să vadă cum i s-a închis dosarul lui Capotă. Și a ajuns să candideze singur și să fie manager. Și să plătească acum publicitate la tot felul de organe de presă locală, prin care promovează spitalul, de fapt cumpără tăcerea, exact cum făcea Laurențiu Cerel cu ani în urmă când promova cărbunele în Gorj. Mi se pare inadmisibil. E un singur spital în Târgu Jiu, un singur spital de stat și Capotă plătește sume imense din bugetul spitalului, bani publici, ca să cumpere tăcerea. Din fericire, azi am avut o surpriză plăcută personal. Am reușit să pun atât de multă presiune pe Capotă, prin dezvăluirile pe care le-am făcut, încât astăzi s-a dat încât singur în conferința de presă și mai multe organe de presă au luat urma celor întâmplate la secția de psihiatrie și odată cu mine azi au publicat materiale
năucitoare și vom ajunge să explicăm oamenilor despre ce e vorba. E vorba de un material video pe care îl pot găsi pe gorjnews.ro, pe panduru.ro, pe impactingorj.ro și pe alte organe de presă. Fica vitregă a domnului Capotă, care a fost angajată în urma unui scandal, în urma unui concurs etichetat de toată presa locală ca fiind stricat, deci în 2016, într-un post de registrator medical. Și plictisindu-se la secția asta de psihiatrie, face ce făceau faraonii pe timp. E un subiect horror ăsta, dacă ne gândim că deci se petrece în Târgu Jiu. Oameni buni, faraonii, plictisindu-se, neavând internet, neavând televiziune prin cablu, chemau sclavi în fața lor și puneau să facă sex. Asta se întâmpla pe timpuri. Așa se întâmplă și acum, în zilele noastre, la secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Fica vitregă e filmare acolo, se a domnului Capotă, totul, da. Împreună cu alte cadre medicale din această secție, invită pacienți cu afecțiuni psihice care au nevoie de tratament și de o îngrijire deosebită, dacă ar fi să ne gândim, raportat la Baciocra. Să mimeze, să facă diverse gesturi obscene. Să se sărute pe gură, da. Să-și bage mâna în chiloți și așa mai departe. O să vedeți, dacă accesați gorjnews.ro sau Panduru sau alt site de presă locală, o să vedeți acolo acest material video. O să vedeți cum o pacientă foarte în vârstă o imploră pe fica domnului Capotă să-i oferă o pastilă. Îi spune, mamă, mor, dă-mi și mie o pastilă. Ce zice fica lui Capotă? Fugi, fugi, dă-te la o parte din cadru, da? Oameni buni, o ființă plătită din bani publici, fica lui Capotă, e implorată de o pacientă cu afecțiuni psihice să-i dea o pastilă. Și fica lui Capotă e foarte deranjată și îi spune să fugă din cadru. Dar unde erau celelalte cadre medicale? Că un registrator nu are atribuții să dea pastile unei persoane cu afecțiuni psihice. Unde erau asistenții? Unde era asistenta șefă? Unde erau medicii? Unde era medicul șef de secție? Unde e normalitatea? Unde dracului s-a dus normalitatea din orașul ăsta și din județul ăsta? Dar ce plăcere găseau acești oameni care în sarcina lor cădea rezolvarea afecțiunilor acestor persoane care au nevoie de un tratament special, iar ei acolo nu făceau decât invers, își băteau joc de acei oameni cu acele afecțiuni și mai rău îi filmau. După ce îi filma, fica lui Capotă distribuia pe rețele de socializare aceste materiale către colegi de-a ei. Haideți să luăm un prim apel telefonic în această seară vis-a-vis de această situație scandaloasă și rușinoasă care se petrece aici la noi în județul Gorj. Alo, bună seara! Alo! Să rămână! Vă rog! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă auzim perfect! Da, bună seara! Da, știu despre cele petrecute în cursul zilei de astăzi. Privitor la aceasta, am să vă expun derularea evenimentelor. Ne puteți spune și nouă numele dumneavoastră, vă rog. Cristina Gherghe mă numesc. Să rămână. Să rămână doamna Cristina Gherghe. Fost asistent șef în cadrul secției de psihiatrie Târgu Jiu. Da, deci cunoașteți foarte bine ce e acolo, da. Vă rog. Sigur că da. De 25 de ani activez în perimetrul acestei secții. Și am cunoștințele obiective ale evenimentelor derulate și care astăzi au explodat în mass media. Ce pot să vă spun? În data de 11 decembrie anul 2018, directorul medical, doctorul Popescu Costinel, m-a chemat la dumnealui, la direcția sanitară, în jurul orei prânzului, spunându-mi că a apărut un filmuleț care s-a întâmplat datorită faptului că nu se supraveghează bolnavii. Iar despre acest filmuleț are cunoștință însuși președintele Consiliului Județean, Cosmin Popescu. Revenind în secție, m-am dus la doamna doctor Pătrășcoiu, șeful secției psihiatrie, deoarece dumneaei îmi dăduse voie să plec la direcția sanitară, unde fusesem chemată de către directorul medical. Am început să întrebăm din colegi dacă are cineva cunoștință despre o filmare făcută în data de 16 iulie 2018. Registratorul medical,
pe nume Pușcașul Ana Maria Diana, a venit la doamna doctor Pătrășcoiu în cabinet cu mine de față și a spus: nu știți că eu filmez? Și filmul acela l-am făcut, l-am trimis la toți colegii care erau cu mine pe tură, pentru că toți am fost acolo și ne distram. Deci mai existau precedente din aceasta, estimate doamnă? Deci era o practică acolo astfel de filmulețe să se facă în bagiocura celor bolnavi care aveau nevoie de îngrijire și de tratament? Eu nu vă pot spune un răspuns că ar mai fi fost. Nu, dacă a fost în 2018 ceva asemănător, acum aport în 2019, iar... Este foarte posibil, pentru că au mai fost voci din interiorul cadrelor care sunt acolo, ce spuneau, da, au filmat, au pozat, lucru impardonabil. Așa cum spune legea 46/2003, este un mare abuz să fotografiezi un bolnav. Cu atât mai mult este protecția pacientului psihic, care poate fi pacient cu discernământ, pacient fără discernământ, și este interzisă fotografierea acestuia. A doua zi, pe data de 12 decembrie 2018, fiind în concediu de odihnă, registratorul medical, în jurul orei 10 dimineața, mă contactează telefonic și mă invită să vin la serviciu, întrucât va veni conducerea spitalului. De îndată m-am prezentat acolo, iar la 2, 3, circa 5 minute maximum, s-au prezentat managerul spitalului, domnul Capotă Gigel, împreună cu domnul doctor Popescu, directorul medical. Din punctul meu de vedere, a fost un abuz al conducerii, în primul rând prin faptul că mi s-a încălcat dreptul la odihna legală ce mi s-a cuvenea în acea zi, și la amenințările personalului din tura întâi pe care ne-a strâns în sala de mese și spunând că destituirile vor fi de sus în jos. Iar ea nu se face vinovată pentru cele întâmplate, ci ceilalți asistenți, infirmieri, îngrijitori care au fost în ziua respectivă când ea a făcut filmarea. De să căutau țapii spășitori. Bineînțeles. Din punctul meu de vedere, consider că se impunea o analiză a întâmplărilor petrecute în data de 16 iulie 2018, cum a și dorit doamna doctor Pătrășcoiu, dat fiind gravitatea faptelor săvârșite acolo, se impunea de asemenea o anchetă care să reflecte realitatea, nici de cum să se ajungă la acest epilog, pe care o să vi-l descriu în continuare. Vă rog pe scurt, are să ne referim și la ceea ce s-a întâmplat astăzi, în urma dezvăluirilor pe care le-a făcut colegul meu, Narcis Daju. Da? Doamna asistentă, dacă îmi dați voie să vă întreb, dumneavoastră înțeleg că la momentul în care s-a făcut acea filmare, erați asistentă șefă și doamna doctor Pătrășcoiu conducea acea secție. Vă simțiți vinovată într-un fel pentru realizarea acelei filmări? Nu am niciun fel de vină, lucru pe care l-am susținut și îl voi... Cum argumentați treaba asta? Poftim? Cum argumentați treaba asta? Ca asistentă șefă, de ce nu aveți niciun fel de vină? În ziua de 16 iulie 2018 am fost liberă, era într-o zi de luni, îmi lăsasem înlocuitor un alt coleg pe nume Drumen Marius, șef de secție, suveran în momentul acela era doamna doctor Câmpeanu, pe care doamna doctor Pătrășcoiu o lăsase în locul dumneaei pentru faptul că doctorița Pătrășcoiu era plecată în concediu de odihnă. Tot personalul din data respectivă au știut despre întâmplări, iar eu nu am luat la cunoștință decât pe 11 decembrie, la finalul anului, când doctorul Popescu mi-a expus relatările mele anterioare. Ne spuneați adineaur că doamna doctor Pătrășcoiu a cerut managerului Capotă să declanșeze o anchetă internă. S-a întâmplat treaba asta? Da. A fost o anchetă internă? Nu s-a făcut nicio anchetă internă. S-au luat ceva măsuri?
Măsurile care s-au luat. Care sunt? Au fost delegarea mea pe o perioadă de 60 de zile în secția cardiologie Târgu Jiu, fără niciun fel de argumentare. Deci ați fost mutată de acolo, deși ați lipsit de la serviciu în ziua în care s-a făcut filmarea. Altă măsură. Da, nu am nicio sancțiune contravențională, disciplinară sau penală pe toată activitatea mea de 29 de ani de asistent medical. Am înțeles. Este un lucru altă foarte măsură. Relevant. Ce s-a mai întâmplat? Altceva, asta vreau... Ceilalți care au fost implicați, cum să spunem așa, în această situație, au luat vreo sancțiune în momentul în care a venit conducerea spitalului și s-a preocupat? Absolut nimic, nici măcar de o atenționare. S-a avalizat totul. Pe filmare se absolut aude colega totul. Dumneavoastră, Corina Cojan, încurajând cei trei pacienți să se dezlănțuie sexual. Și chiar doamna asta, Cojan, invită alți pacienți să-i urmărească, da? Pe eu pacienții nu... care se sărutau printre gratii. Corinei Cojani s-a întâmplat ceva? Nu i s-a întâmplat nimic. Eu nu pot să spun decât faptul că cei care au fost prezenți atunci, în data de 16, în tura întâi, au știut tot și ei trebuia să ia o poziție în lumina adevărului. Doamna nu asistentă, eu și astăzi, în cotidianul Panduru, fiica domnului Capotă a recunoscut că a făcut acea filmare și a spus că era firesc să facă acea filmare. Are în fișa postului incitarea pacienților cu afecțiuni psihice și filmarea lor? Eu nu cunosc fișa postului registratorului. Păi, a spus asistentă șefă. Poate nu avea așa ceva o... în fișa postului? Eu nu am avut-o pe ea Narcis în subordonare. Doamne, haideți că Narcis glumește. Cum e exclus total așa ceva, despre ce naiba vorbim. Dar, vă repet, legea dreptului pacientului, 46 cum pe 2003. Cum să aibă dreptul să filmeze, estimată doamnă? Este, din punctul meu de vedere, nu există în fișa postului așa ceva pe nicăieri. De la măturător la registrator, eu niciodată nu i-am citit fișa postului. Dar nu poate exista, este împotriva legilor firii, ca să existe asta un aspect de asta încerca să sublinieze acest... colegul meu, Narcis Daju. Doamna asistentă, ultima mea întrebare. Nimeni nu are voie niciodată să fotografieze un pacient fără consimțământul acestuia. Secția psihiatrie este atipică, cu specific, deci nu există așa ceva. Eu nu știu cum păi le-a și atunci deșteaptă asta, primite. De ce a făcut filmarea asta, estimată doamnă? Pentru că e fica lui Capotă și fica lui Capotă are voie să facă orice. Doamna asistent, ultima întrebare. Am discutat cu foarte mulți angajați ai secției de psihiatrie și mi-au spus așa, că fica domnului Capotă avea voie să facă orice la locul de muncă și are în continuare verde să facă orice, inclusiv să dezvolte relații de natură intimă. Și aici mă refer la flagrantul făcut în urmă cu câțiva ani la serviciul de medicină legală, flagrant în urma căruia, un anume Lădaru Luță Ion, a fost prins luând bani mită. A fost condamnat definitiv, 2 ani de închisoare cu suspendare și interzicerea desfășurării activității de autopsier pe perioada condamnării, numai că ajunge ca muncitor necalificat la secția de psihiatrie. Unde... Da, iar între el și registratorul s-a dezvoltat o idilă. Așa. Și la locul de muncă, să... înțeleg. Pentru că mie mi s-a spus că se închideau în vestiar, de exemplu, și că n-avea nimeni voie să intre peste ei pentru că e vorba de fica domnului Capotă. Păi ei erau răsfățații și legiuitorii acelei secții. Dumneavoastră, ca asistentă șefă, ați comunicat ierarhic că e anormal să se întâmple așa ceva într-o secție de psihiatrie, între doi angajați. Toată lumea știa ce se întâmplă acolo, chiar aș sugera să se facă o anchetă, să se ia fiecare coleg al meu și să-și pună punctul de vedere, ca să iese realitatea la suprafață. Eu în data de 21 decembrie mi-am dat demisia. Am motivat în demisie că sunt hărțuită de către conducerea spitalului. Mă așteptam ca principiul de stat democrat să fiu chemată pentru a detalia hărțuirea mea, care a urmat cu demisia pe care mi-am dat-o întrucât nu mai puteam să accept
lucruri impardonabile care se succedau cu o frecvență foarte galopantă acolo. Le puteți da și nouă două exemple de astfel de lucruri impardonabile care v-au determinat să dați demisia, dacă se poate, și să știe și telespectatorii ce se întâmplă acolo? Păi, ce să vă spun? Erau zile întregi când registratorul medical dormea pe canapea. O rugam să treacă la calculator să-și facă treburile sau să scrie în registru de intrări-ieșiri. Ea motiva că este bolnavă. Ce suferea cu? Ce suferință avea? Păi, suferea cu ultrasonul. Eu nu pot să spun suferințele ei, că poate mi-aș le dori, da, mi-aș dori să veniți în platoul emisiunii să detaliem ceea ce se întâmpla acolo la această secție, pentru că târgujenii și gorjenii au dreptul să știe cine se ocupă de sănătatea lor și la cine trebuie să apeleze în momentul în care au nevoie de anumite tratamente medicamentoase. În momentul în care vor vedea aceste orori, cred că se vor convinge de o altă realitate care se află în spatele acestei măști pe care o afișează cei de la spital. Mai știu că în decursul a unui an calendaristic a avut 42 de zile de concediu medical. Spun unele voci că în perioada când ea figura internat în secția de pediatrie cu copilul, se plimba pe la mall-ul din orașul Târgu Jiu și, ca și final, aș dori foarte mult să cunosc eu criteriile prin care eu am fost delegată pe o perioadă de 60 de zile la secția cardiologie, eu fiind singurul asistent de psihiatrie al județului Gorj, titlu pe care mi l-a dat Spitalul Alexandru Obregia. Narcis, te rog. Eu nu mai am întrebări. Mulțumesc mult pentru mărturia dumneavoastră și îndemn și alte cadre medicale să procedeze la fel, să spună adevărul, pentru că uite unde s-a ajuns. Eu aș solicita punct de vedere individual pentru fiecare angajat care este acolo. Mulțumesc. Pentru că mulți... Mulțumesc pentru intervenția asta telefonică și v-aș ruga, dacă puteți să veniți aici săptămâna viitoare la noi în studio, să putem să detaliem întâmplările astea halucinante care există acolo la secția de psihiatrie. Vă mulțumesc frumos! Suntem alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc și eu pentru intervenție. În continuarea celor spuse anterior, vorbeam de lădarul Luță Ion, prins în flagrant când lua mită la serviciu de medicină legală, condamnat 2 ani cu suspendare și îi se interzice să mai fie autopsier pe perioada condamnării. Este dus muncitor necalificat la psihiatrie. Acolo se îndrăgostește de fica domnului Capotă. Divorțează amândoi, să le fie de bine, până la se închide în vestiar zile în șir. Dar unde crezi tu, Leonard Filii, că este în momentul de față lădarul Luță Ion și ce crezi că face? A fost dus înapoi de domnul Capotă, cu forța, în locul unde a luat mita. La serviciu de medicină legală e în continuare autopsier ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. S-a opus cineva, a îndrăznit cineva să îi se opună domnului Capotă. E vorba de doamna doctor Claudia Beldean, șefa serviciului de medicină legală de la acea vreme. Vorbim de astă vară, da? Pentru că s-a opus ca acest șpăgar să se întoarcă la serviciu de medicină legală, doamna doctor Beldean a fost și dânsa demisă din funcție, de cine? De domnul Capotă. Mai mult decât atât. Spitalul ăsta mi se pare tarlaua lui Capotă. Da, este Capotă SRL și Capotă PSD. Oamenii trebuie să mulțumească pentru toate aceste nenorociri Partidului Social Democrat, care girează managerul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Trebuie spus că în tot intervalul ăsta în care lădarul era condamnat și nu putea să profeseze ca autopsier, șefa serviciului de medicină legală, doamna dr. Beldean, a făcut continuu solicitări să îi se încadreze un autopsier. Nu s-a întâmplat treaba asta pentru că trebuia ținut postul liber. Deci vorbim de posturi date cu dedicație, vorbim de protejare politică, vorbim de imixtiune cu bocanci în activitatea cadrelor medicale. De încurajarea actului de corupție, că în momentul în care îi se face flagrant și e condamnat, cum îl mai aduci înapoi la același serviciu, în același post? Sentimentele nu cunosc rațiunea. Și cine se opune este demis, așa cum i s-a întâmplat doamnei dr. Beldean. Haideți să luăm o altă legătură telefonică. Alo, bună seara! Bună seara! Să rămână, vă rog! Sunt doctorița Pătrășcoiu. Să rămână, vă rog. Și doresc să-mi exprim și eu câteva puncte de vedere referitor la cele întâmplate.
Sunt medic șef de secție de 25 de ani. Post ocupat prin concurs național, având contracandidat pe doctorița Câmpeanu Ana Maria. Sunt medic psihiatru de aproape 40 de ani. Menționez că în decursul întregii mele activități nu m-am confruntat cu asemenea evenimente. Referitor la filmarea și postarea care a avut loc în luna iulie 2018, perioada în care eu mă aflam în concediu legal de odihnă și am transmis toate atribuțiile colegei mele, doctorița Ana Maria Câmpeanu, s-au produs aceste evenimente care au fost tăcute sub tăcere, suspect pentru mine la momentul actual, escaladând în perioada lunii decembrie 2018, când asistenta mea șefă v-a expus cum s-au derulat evenimentele. L-am înțeles pe domnul manager că m-a înlocuit din funcția de medic șef de secție, decizie în care nu menționează niciun motiv pentru care îmi încetează activitatea de șef de secție. Motivele au apărut, fabricate fiind, de-abia după 15 ianuarie încoace, ca să-și acopere abuzurile și modul de acțiune disproporționat în care a acționat față de unii dintre șefii de secție. Sunt doctor în științe medicale, cu lucrare de diplomă în psihiatrie și conform legii am dreptul să profesez până la 70 de ani. Domnul manager, cu de la el putere, își alocă dreptul de a-mi lua mie această posibilitate de a-mi desfășura activitatea în continuare. Mă rog, asta este o altă problemă. V-aș ruga și pe dumneavoastră, dacă aveți bunăvoință alături de doamna asistentă șefă, să veniți aici și săptămâna viitoare pentru a detalia și a demantela ceea ce se întâmplă în spital acolo și colegul în acest stagiu. Te rog. Doamna doctor, aș avea și eu câteva întrebări pentru dumneavoastră. Da, spuneți, domnul Daju. Spuneți că ați fost revocată din funcție la sfârșitul anului și că vi s-au comunicat după 15 ianuarie motivele. Cam care ar fi motivele revocării din funcție? Motivele nu mi s-au comunicat. Motivele sunt fabricate, sunt în continuă fabricare. Acum le caută, înțeleg. Șef, de actualul șef de secție și de acoliții lui și ai managerului Capotă, care șterg cu buretele toate activitățile foarte bune pe care le-am avut în decursul angajării mele. Menționez că comisia de disciplină de care face caz managerul este ireală. În afară de acea ședință care s-a ținut în 12 decembrie, în care tăticu a venit și ne-a certat foarte tare că suntem copii neascultători, nu mi-a cerut nimeni niciun alt punct de vedere. Ba mai mult, după 1 ianuarie, într-una din dimineți, am fost vizitată de directorul medical al spitalului, care mi-a sugerat așa cumva voalat că doamna doctor a făcut contestație, dar vedeți că aveți o cerere acolo de continuare a activității și știți, poate ar fi bine să vă mai gândiți. Deci noi suntem arătați. Deci se făceau și presiuni asupra dumneavoastră. Bineînțeles. Deci noi pur și simplu suntem sclavi pe moșia unui stăpân care își permite să facă tot ce dorește cu noi. Să ne înlocuiască, să ne numească după bunul său plac. Nici de cum după competențe și după activitatea noastră profesională în decursul anilor. Doamna doctor, din informațiile mele, Consiliul de Administrație al Spitalului a luat niște decizii pe linie de personal
care din păcate nu sunt publice nici la ora asta, nu se pot găsi pe site-ul spitalului și o parte din aceste decizii au fost modificate de capătă după bunul plac. Da, aveți cunoștință de o astfel de situație? Da, am cunoștință de asemenea situații și am cunoștință de faptul că președinta colegilor medicilor și încă cineva de acolo a intervenit spunând că nu este de acord cu ceea ce se face și că măsurile care se iau trebuie să fie aplicate cu egală măsură. Exact, după niște criterii și transparent. Exact. Ori capătă, să le spunem oamenilor, capătă a revocat toți șefii de secții și o parte dintre ei a pus la loc a doua zi, exact, fără să anunțe un exact criteriu. Nu cumva da, criteriul a fost plic cu doamna doctor? Nu știu, nu pot zice. Ați fi fost dispusă să dați un plic ca să rămâneți șefă? Un plic gol, doamnă, se exprimă, nu se exprimă la altceva. Nu m-am gândit că trebuie să-mi cumpăr. Știți că în decursul profesiei mele eu am intrat numai pe ușa din față. Am dat concurs de medic specialist și am obținut prin decizie ministerială postul de medic psihiatru. N-am venit prin transferări de la Huedin, de la Socola, de la nu știu unde. Dar costurile, costurile dumneavoastră să știți că au fost nesuperioare față de aia care au intrat cu plicul pe ușa din dos. Aveți dreptate, aveți dreptate. Doamna doctor. Dar aș mai fi vrut să vă zic un singur lucru. Am aflat că, așa, fiind oraș mic, exact cum ziceați, lucrurile se află repede. Că inițial, eu consider că managerul capotă vrea să-mi plătească niște polițe și tot ceea ce a făcut cu mine este un act de răzbunare, pentru că nu m-am plimbat pe coridor de braț cu fica lui, cum face doctorița Câmpeanu. Nu subapreciez pe nimeni. Nu aplic unități de măsură pentru unii și pentru alții. Pentru mine toți sunt colegii mei și îi tratez la fel și i-am ajutat pe toți în decursul profesiei mele la fel. Dar de braț cu ei nu mă plimb. Asta este. Vă aștept și pe dumneavoastră. Stimată doamnă, vă aștept și pe dumneavoastră. O ultimă întrebare, haideți de la Narcis Daju, vă rog. Doamna doctor, spuneți că ați condus 10 de ani în secția asta. Eu am fost astăzi acolo și am văzut că la nici un salon nu sunt gratii la geam, așa e? Da. Doamna doctor, dacă nu sunt gratii la geam, de ce mama dracului sunt gratii pe hol? De ce trebuie despărțiți bărbații de femei pe hol în loc să facem un zid între ei? Păi, lucrul acesta la conducerile anterioare s-au făcut nenumărate referate în care s-a solicitat acest lucru și multe alte lucruri, în sensul că nu avem sistem de semnalizare, că noi medicii suntem expuși la agresiuni în cabinete fără să poată interveni nimeni. Mă rog, și multe, multe alte treburi și de fiecare dată ni s-a răspuns că o să intrăm într-un proces de reabilitare al secției, proces care s-a amânat la infinit. Da. În procesul ăsta de acreditare, care a durat ani de zile la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, a venit vreo comisie să vă vadă cu gratiile alea acolo? Păi și... nu a venit nicio comisie. Păi și nu? Cum s-a dat acreditarea atunci? Toată lumea care vine, vine numai până la intrare și pe coridorul cu nevroze și pe spre cabinetele medicilor. În rest, la toți le e frică să intre în saloanele de agitați. Acolo e ciuma. E bine că a avut curaj fica domnului Capotă și că mai și filmează da, pe acolo bine, și mai era și distribuie acompaniată, pe era acompaniată de ceilalți care... Mă rog. Vă mulțumim, stimată doamnă, da, și vă așteptăm săptămâna bine viitoare aici la da, noi da, în studio și pe dumneavoastră și pe da, doamna asistentă șefă. Bine. Să rămână și vă mulțumesc da, pentru intervenția asta telefonică. Bună seara, toate. Într-adevăr, deci buboiul se pare că este mult mai mare din câte prezintă cei care personalul. Deci care aș vrea să vadă și conducerea PSD Gorj ce e în realitate dincolo de gardul Spitalului Județean de Urgență și cât de departe au ajuns lucrurile în timp ce dânsii își bat joc de noi toți și ne mint că acolo lucrurile sunt pe pilot automat. Suntem un oraș cu un spital de vis și ăia de la Craiova și de la Petroșan sunt nebuni la cap că nu vin să se trateze la noi.
Și noi suntem nebuni că ne ducem la Craiova și la Petroșani în loc să ne tratăm aici. Hai, să mai luăm o altă legătură telefonică, pentru că este un caz care a scandalizat opinia publică din județul Gorj și numai. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Invitatul dumneavoastră și felicitări pentru emisiune. Mulțumesc. Negrulescu Ion mă numesc. Domnul Daju, a spune o întrebare. Domnul Daju, felicitări pentru... Ați văzut clipul interprin. Video? Ați apucat să-l vedeți? Nu. Referitor, spuneți-mi, vă rog, și mie. Este o, nu se încadrează la faptă penală acel film? Este evident o faptă penală, dar eu, dacă urmăriți ziarul meu, ziarul Gorj News, ați putea vedea că acum două zile am publicat dovezi conform cărora șefa parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, doamna Micaela Teodorescu, și procurorul Onescu ar fi cauză să cam ducă încet așa spre pușcărie ca să nu stârnească panică, cum zic bagabonții de la colțul blocului. Deci, în dosarul penal al spălării porții sărutului, în care se prefacă, fac cercetări din 2014, au primit un deviz pe care scrie că pentru a repara 30 de centimetri pătrați, adică o palmă atâta, o palmă costă 255 de euro, iar domnul procuror Onescu și doamna Micaela Teodorescu au înțeles că costă 255 de lei ca să repar toată poarta sărutului, toată masa tăcerii și toată alea scaunelor. La nivelul ăsta de batjocuri au ajuns în ordonanțe, în acte oficiale. Și m-am uitat în declarația de avere a doamnei Micaela Teodorescu, ne-a costat, dragă domnule, 1.700 de milioane de lei vechi salariu dânsei în 2018. Păi când iei 1.700 de salariu, te-o chiorăși dracului în hârtii și nu scrii prostii ca procuror. Deci, dumneavoastră, de procurorii ăștia mă întrebați, de procurorii care lucrează cu PSD-ul în suflet. Nu, eu n-am nicio așteptare de la ei. Stați așa, un moment. Dacă un partid, că e PSD, că e PNL, că e USR, că nu știu cine este, nu mă interesează, te numește într-o funcție, ar trebui totuși tu ca om, recte situația lui domnul ăsta capătă, ar trebui să dai dovadă de că ești om. În primul rând, eu nu, chestia aia cu fiica dânsului mi se pare o chestie deplasată și o chestie de penal. Referitor la poate de reală, să știți. Da, pe, cred că nu era cineva nebun să vină pe un post să spună așa ceva. Dar chestia aia cu mutatul lui viitorul ginere de la medicină legală și așa mai departe, iar e ceva strigător la cer. Acum, referitor la masa tăcerii și poarta sărutului, eu sunt născut în acest oraș. Și pe scurt, vă rog, pe scurt. Să știți că jucam tenis pe masa aia a tăcerii și nu s-a întâmplat nimic. Stăteam pe scaune, țopăiam. Ne jucam pitulușul în jurul porții sărutului. Dar totuși, chestia aia cu spălatul, cu jet, să știți că și ploaia poate să fie acidă și poate să o spele. Acolo e cu... Ploaie și când venim noi cu jetul de apă sub presiune... Chestia cu devizul ăla, într-adevăr, era mult mai mare paguba decât de 250 de lei. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru intervenția asta telefonică. Într-adevăr, sunt două cazuri extrem de importante pe care le-ai prezentat, dar să ne oprim mai mult asupra acestea care constituie tematica acestei zile, și anume dosarul acesta Bălăceanca, așa cum a devenit cunoscut. Este îngrozitor ceea ce se întâmplă, pentru că vis-a-vis de ce ai prezentat informațiile răscolitoare de acolo, vin cadre medicale care își completează și demantelează și mai multe realități triste și îngrijorătoare de acolo, din interiorul acestei secții medicale. Bun, într-o societate democratică, în momentul în care 5 organe de presă fac într-o zi, cum s-a întâmplat azi, o dezvăluire fulminantă, autoritățile trebuie să aibă reacție. Hai să ne uităm la Consiliul Județean dacă avem vreun comunicat prin care acest for tutelar al spitalului, Prefectura, Consiliul Județean, a anunțat ceva, da? A anunțat că e bine ce a făcut capătă sau că nu e bine, că l-a revocat din funcție, că a făcut ceva. Nu există absolut nicio reacție. Deci noi nu dormim nopțile, ne expunem noi ca persoane, ne expunem familiile, ne riscăm viețile până la urmă, da? Te încarci negativ. Eu unul nu pot să lucrez aceste investigații chirurgicale și să fiu detașat de aceste orori pe care le descoper. Și tot ce fac este pentru a îndrepta ceva. Dar iată că acești nenorociți nu fac decât să ne râdă continuu în nas împreună cu procurorii care îi slujesc. Și când vorbesc de procurori, vorbesc cu dovezi. În general, mesajele transmise de telespectatorii noștri sunt pe același calapod. Poliția și parchetul ce fac să se autosesizeze, pentru că este nevoie stringentă în acest caz de o astfel de prezență a organelor abilitate acolo.
Crezi că se va avea un ecou din punct de vedere al cererii trespătătorilor către poliție și către procuratură? Eu am văzut că în toate cazurile serioase, când au fost anchetați grei din Gorj, bineînțeles că niciunul, în afară de Manțog, n-au pățit nimic, iar Manțog a stat în pușcărie 3 ani pentru o casă în care n-a locuit nicio secundă. Pentru o casă care nu i-a venit în posesie. Deci SNLO-ul niciodată nu l-a pus pe Manțog în posesie pentru casa, pe casa pentru care a făcut pușcărie. Dar îl avem pe Călinoiu, care stă într-o casă de 3 ori mai mare, da? Și nu i s-a întâmplat niciodată nici și așa mai departe. Deci, câte ori am văzut știri de scindere la președintele partidului cuptare? Era Dicot Craiova sau din alte județe. Structuri din afară, da. Ai noștri sunt morți, ai noștri sunt cu hoții la masă. Și oamenii au văzut asta. Deci cazul de la IPJ Goș cu Drăghia, care a dat concurs de unul singur în 15 noiembrie, oameni buni. În 15 noiembrie, Drăghia, fostul comandant interimar, fiul prefectului PSD al județului Mehedinți, a dat concurs la IGPR, singur, să fie confirmat ca inspector șef. Suntem în februarie și lui Drăghia nu i-a mai venit numirea. Pentru că o grupare de afaceriști din Gorj nu-l dorește în fruntea inspectoratului județean de poliție Gorj, doresc omul lor, alt măscărici, și au luat o curvă. A luat o femeie condamnată pentru prostituție. Hai. Probabil că știți speța. Știu speța, da. Și au dus-o la IGPR și a depus prostituata mărturie că a avut o relație cu Drăghia, da? Și că a rămas și gravidă cu Drăghia. Motiv pentru care s-a blocat. S-a încercat stigmatizarea, așa este. Deci ăștia sunt oamenii legii. Hai să spunem oamenilor adevărul. Hai să luăm rapid un alt telefon înainte de pauza de publicitate. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara, vă rog, stați în direct. Cristi Aldescu mă numesc. Bună seara, domnul Aldescu. Sindicatul Ambulanța Gorj și președintele Federației Naționale Sindicale Ambusane. Aveți numai minunății aici în spațiu medical din județul Gorj. Avem și trebuie să ne mândrim cu minunățile astea care le face capotă. Capotă. Deci, mi-e greu să vorbesc după ce a vorbit doamna doctor Pătrășcoiu și să mai comentez eu ce s-a întâmplat în această secție a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru că doamna doctor este un exemplu pentru ceilalți medici după ce a condus această secție 25 de ani, adică pentru mulți medici din Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, și aș dori să fac public intenția mea de, adică pot să spun în exclusivitate, îi cer public demisia directorului Capotă și îi atrag atenția președintelui Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, să ia cât mai urgent măsurile care se impun pentru a-l demite pe acest exemplar rar de întâlnit cu directorul Capotă, pentru că acest spital, de când este condus de acest om, acest director, așa numit, a ajuns un dezastru și am ajuns de râsul lumii la nivel și local și național. Domnul Aldescu, vedeți după ce cereți demisia lui Capotă să nu capotați și dumneavoastră. Domnul Leonard, vă rog. Problema este că vreau să vă zic că sunt mult mai multe lucruri pe care s-au întâmplat la nivel de conducerea județului după cele întâmplate cu această filmare, și noi știm, pentru că avem informațiile astea, că știți dumneavoastră, noi avem primii informațiile, domnul președinte al Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, alături, l-a luat de mână așa, frumos, l-a luat de mânuț așa. Pe părintește, domnul, da. Părintește, așa, l-a luat de mână pe domnul Capotă și s-a dus puțin până la București, la doamna ministru, Sorina Pintea. L-a luat așa, prietenește, haide mă, prietene, du-te, vină un coace ca să te scot eu din rahat. Și s-a dus și a expus anumite aceste probleme în modul cum le-a convenit lor. Și ceea ce vă spun îmi asum. Atenție! Și au expus această filmare, doamnei ministru, și au prezentat-o așa cum au dorit dumnealor. Da? Și ce-a uitat domnul Cosmin Popescu și cu domnul Capotă, a uitat să spună doamnei ministru că este fica dumnealui.
și că fiica dumnealui în acest spital nu este angajată că să incite bolnavii la sex sau să filmeze bolnavii, că știm că e o lege foarte, vorba aia, foarte dură, care nu dă voie să face așa ceva. Și domnul ministru, domnul Capotă, a și prezentat ce măsuri a luat, doamnei ministru, și anume, a spus că el a făcut al doilea grilaj, așa, paralel cu primul, la un metru distanță unul de altul, să nu se mai pipăie bolnavii, da? Că parcă n-ar fi putut să facă un zid, că asta e treaba lui, el trebuie să administreze spitalul. Și când solicită un șef de secție că să facă ceva, trebuie să facă urgent, nu? Și a rezolvat problema cu bolnavii să nu se mai pipăie, să nu se mai atingă, că a demis șefa de secție și a mutat disciplinar asistentul șef pe Maghiarescu Cristina. Eu vă spun că minte și mi-asum ceea ce vă spun. Acest Capotă minte pentru că, în primul rând, pe Maghiarescu Cristina n-a mutat-o disciplinar. I-a dat o simplă delegație și a mutat-o din secția psihiatrie, a dus-o în cardiologie, la referatul doctoriței din cardiologie, care solicita că are nevoie de un asistent medical principal. În dispoziția de delegare, asta scrie, care eu am aceste dispoziții, iar vreau să vă spun că cele două, doamna doctor și cu Maghiarescu, sunt membrii mei de sindicat. Vă aștept și pe dumneavoastră, data. Domnul Aldescu, aici la noi. Te rog, haideți, luați o întrebare sau două de la domnul, domnul, acest domnul Leonard, și termin. Vă rog. Un minut și termin. Vă rog. Câteva secunde. Acest individ Capotă a făcut tot ce a putut să nu demareze o cercetare disciplinară și o posibilă sancțiune care, din punctul meu de vedere, se cuvenea cu desfacerea contractului individual de muncă, adică să o dea afară pe fiică, să ai ideea. Și a bătut joc de unul dintre cei mai buni medici din Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu și de asistentul șef, că a ajuns acest director Capotă ca să gestioneze acest spital ca și cum ar fi pe moșia lui la Crazna. Păi dacă e pe moșia lui la Crazna, să ducă la el, acolo la Crazna, și să facă cum dorește el, pe moșia lui. Dar la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu este o instituție publică și trebuie să respecte anumite... Domnul Aldescu, una, două întrebări de la colegul meu, în acest dajul, vă rog. Spuneți. Domnule Aldescu, ca lider sindical, vreau să vă întreb dacă vreunul din zecile de angajați de la secția de psihiatrie e la dumneavoastră în sindicat. Da, sunt la mine sindicat. Și ce vă spun oamenii despre ce se întâmplă acolo? Păi eu și ce faceți am dumneavoastră cu informațiile alea? Am informația de la membrii mei de sindicat. Până astăzi n-ați spus nimic despre psihiatrie. Okay. Până astăzi n-ați vorbit despre psihiatrie. Dar ne spuneți că aveți membrii sindicali acolo și că vă informează despre ce se întâmplă. Ce vă spun oamenii și ce faceți cu ce vă spun ei? Păi ce să fac, domnul Narcis? Vă dau dumneavoastră informațiile, asta fac. Și în afară de asta? Păi în afară de asta încerc să am discuție cu acest Capotă, iar Capotă se poartă cu noi. Deci dacă cu noi liderii de sindicat, adică dacă cu mine lider, și vorba aia personalizez, dacă cu mine lider, ca lider de sindicat în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, cu o organizație cât de cât foarte puternică, îmi spune într-o altă emisiune, știți ce mă întreabă într-o emisiune? Cine ești, domne, dumneata, să spun lucrul ăsta? Păi dacă cu mine, pe mine mă întreabă cine sunt eu, ca să-mi spună cum cheltuiește banii din bugetul spitalului, vă dați seama cum vorbește cu simpli salariați? Dom'le, din punctul meu de vedere, acestui om ar trebui să-i fie rușine. Iar din punctul meu de vedere, lui domnul Cosmin Popescu, care este șeful lui suprem, ar trebui să aibă mustrăți de conștiință. Și vă mai spun una, domne. Ca să discutăm lucrurile, să discutăm așa cum trebuie. Sunt medici tineri care pot conduce acest spital județean. Potă nu face parte, nu cunoaște. El nu știe ce înseamnă act medical. Nu știe ce înseamnă să conducă spitalul județean. Ar putea să conducă acest spital, cum ar fi doctorul Niculescu, doctorul Soare, doctorul Neagu, doctorul ginecolog, cum ar fi doctorița Diana Angheloiu și așa mai departe, că sunt mulți doctori. Ce caută, domnule, acest Capotă, care habar n-are ce înseamnă sistemul medical, care a fost un lipitor de afișe să conducă acest spital. Așa cum spuneați dumneavoastră, domnul Narcis Daju, din păcate, acest partid care a pus director pe acest individ Capotă, o să primească voturi exact după merite. Bun, medicii pe care i-ați enumerat au avut reacții separate, fiecare pe cont propriu. Reacții de protest la ceea ce face Capotă. De ce nu se unesc cu oamenii ăștia să meargă
spre liderii PSD, să meargă la Consiliul Județean, să meargă peste Cârciumaru și să ceară normalitate și oprirea Domnul Baciocului. Nacis, problema este că acești medici și mulți, foarte mulți medici din spital nu fac politică. Și cum e Niculescu și Soare și Neagu și Dragan Angheloiu și toți ceilalți. Nu fac politică. Pentru că oamenii ăștia au învățat carte și ei fac act medical. Din punctul meu de vedere, politicul ar trebui să lasă la conducerea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu un om care știe ce înseamnă suferința bolnavului, un medic. Pentru că sunt medici tineri care au făcut performanță și fac performanță la nivelul Spitalului de Urgență Târgu Jiu, dar acest exemplar rar de întâlnit, cum este Capotă, îi obstrucționează. Pentru că vă spun un lucru. V-am înțeles, domnul Aldestu. Haideți să nu mai prelungim tematica aceasta. Vă aștept și pe dumneavoastră săptămâna viitoare. Mulțumesc pentru intervenția telefonică. O să vin cu drag. Vă mulțumesc pentru intervenția telefonică în această seară. Haideți să luăm rapid o scurtă pauză de publicitate, după care o să revenim rapid la subiectul acesta incendiar și scandalos, și anume cazul Bălăcean, care a descoperit, din nefericire, tot în bătătura noastră din județul Gorj. Luăm rapid publicitate și revenim. Martie Imperial, la cea mai nouă și cea mai mare sală de evenimente din Târgu Jiu. Restaurant Imperial Events organizează cea mai mare petrecere de 1 martie, cu un meniu tradițional și bucate alese. Divertismentul de excepție va fi asigurat de formația Lăutarii Gorjului, Dumitru Vasilescu împreună cu Mihaela Vărzaru și Dani Pițigoi, invitată special în exclusivitate de pe plaiuri doljene Cornel Cojocaru. Prețul meniului este de doar 170 de lei, cu o reducere semnificativă la grup de persoane. Pentru informații și rezervări, sunați la numărul de telefon 0759-036-458. 1 martie, Imperial, la restaurant Imperial Events. Secolul vitezei, permisul de conducere este obligatoriu, iar cel mai simplu mod de a-l obține este să te înscrii la Școala de Șoferi Succes. Școala de Șoferi Succes. La noi te pregătești pentru orice categorie, începând de la motoscutere și motociclete și până la autobuze și camioane, inclusiv cu remorcă. Instructorii noștri sunt profesioniști și te ajută să înțelegi orice neclaritate întâmpini. Fii un șofer cu succes. Alege Școala de Șoferi Succes. Mai multe detalii pe șofercusucces.ro sau la telefoanele afișate pe ecran. La noi, la compania Succes, am adus cea mai modernă tehnologie. Pentru ca tu, indiferent de nevoile tale, să găsești cele de trebuință. Îți aducem lemn de foc pentru iarnă, gata tăiat și crăpat. Livrăm atât în țară cât și în străinătate toată gama acestei industrii, începând de la lemn brut și până la cherestea, parchet sau mangal. La noi le găsești pe toate, la cele mai bune prețuri, pentru că suntem o companie de succes. Descoperă eleganța. Spune da bunului gust. Alege tot ce e mai bun pentru evenimentul tău. Reușita acestor momente poartă o singură marcă, sala de evenimente Succes, locul ideal pentru petrecerea celor mai frumoase clipe din viața dumneavoastră. Sunt disponibile două săli încăpătoare și elegante, iar prețul pe meniu este foarte accesibil. Sala de evenimente Succes. Vă așteptăm să petreceți o noapte de neuitat și să degustați preparatele proaspete și delicioase din bucătăria românească și internațională. Sala de evenimente Succes. Mihăiță, tu n-ai spălat mașina. E, știi tu că n-am spălat mașina. Mihăiță, tu n-ai spălat mașina. Bine, n-am spălat mașina. Mihăiță, de ce n-ai spălat mașina? Uite, de-aia n-am spălat mașina. Speli imediat mașina. Ce faci, dragă, ai nebunit? Nu, dragă, spăli imediat mașina. În orice situație și la orice oră, Spălătoria Succes te așteaptă să-ți facă o baie bună la mașină, să miroase a nou. Oferim servicii de spălare și cosmetică auto pentru toate tipurile de autovehicule la prețuri avantajoase. Personalul este calificat, iar produsele folosite sunt profesionale. Succes, calitatea ne reprezintă, prețul ne recomandă.
Mai bine previi decât să nu fii. Instalează-ți detectoare de gaz și incendiu. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul EON România. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majoră, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Accesați site-ul roalert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistem și despre instrucțiunile de configurare a telefonului în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul RoAlert, descărcați gratuit aplicația de mobil DSU, o campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Sub parânghe forfotă mare, joia și duminica, toată suflarea vine în Târgu Jiu, la Târgul Auto Succes, târgul târgurilor din Oltenia. Mii de mașini, mii de comercianți și zeci de mii de vizitatori. Aceasta este imaginea unui adevărat târg auto, unde vinzi și cumperi aproape orice. Iar când îți vine foame, cei mai adevărați mici îi găsești în terasa Succes, numai preparate sănătoase din carmangeriile noastre. Carne sigură ce provine de la fermele Succes. Aducem din păstrăvăria noastră păstrăv viu crescut natural, pâinea gorjenilor proaspătă și caldă, fructe și legume, toate la prețuri de producător. Asigurăm toate serviciile unui târg auto european. Târgul Auto Succes, cel mai mare târg auto din Oltenia. Via Vai te așteaptă cu cea mai delicioasă pizza din oraș. Numai la Via Vai găsești pizza gigant la numai 35 de lei, pentru toată familia. Sau ia-ți prietenii și vino la un espresso happy hours la doar 3 lei, zilnic până în ora 11. În plus, te invităm să experimentezi gusturi noi de pizza, paste și preparate specifice la prețuri cum nu mai găsești. Pentru cei ce sunt la serviciu sau acasă, se livrează. Comenzi la telefon 0253 240024. Direct cu dumneavoastră, cu acest scandalos caz, dosarul Bălăceanca expus în fața dumneavoastră, unde niște angajați de la psihiatrie au filmat niște pacienți, trezindu-se în ei probabil instincte de cameraman și de regizori, și au făcut ulterior deliciul delirului pe care i-a cuprins uitându-se la acele imagini, deși acei pacienți necesită tratament special și o îngrijire deosebită din partea cadrelor medicale, care ar trebui să-i supravegheze atent și să le acorde tratamentul de specialitate. În legătură telefonică, de asemenea, cu dumneavoastră intrăm prin intermediul telefonului. Colegii mei din regie au deschis deja linia telefonică pentru ca dumneavoastră să puteți suna, să intrați în legătură telefonică directă cu noi. În studio, alături de noi și de dumneavoastră, în continuare, Narcis Daju, jurnalist Gorj News. Și înainte de toate, aș vrea să te întreb dacă crezi că va exista o finalitate din punct de vedere al latorii penale a ceea ce s-a întâmplat acolo. Sunt la o parte, că am văzut de obicei comisiile acestea administrative, o mână spală pe alta și se încheie totul. Colegiul medicilor și așa mai departe sunt o poveste tristă de regulă, chiar sinistră, aș putea spune. Te rog. Va fi foarte greu să existe măsuri urgente, pentru că nu are cine să le ia. Pentru că domnul Capătă nu are bun simț, pentru că nu avem nici procurori, nici polițiști la Târgu Jiu. Și pentru că, și asta cred că e principala cauză, oamenii de rând stau să uită la televizor, îi scuipă în sân, zic, Doamne, unde s-a ajuns? Doamne, în ce județ trăim? Dar atât. Suntem niște ziariști plecați de acasă care ne batem ca nebunii pe niște subiecte pe care merită să ne bătem, da? Și te numeri și tu printre ei. Și atât. Hai să ne gândim la așa zisă opoziție din Târgu Jiu și din Gorj. Strălucește, dar lipsește cu desăvârșire. Avem un Consiliu Județean, da? Oameni buni, suntem în anul 2019. Anul viitor își încheie mandatul. Deci de 3 ani de zile, noi toți plătim niște păduchi, rețineți, niște păduchi. Atenție la limbaj, te rog, Narcis. De consilieri județeni. Dacă la Consiliul Local Târgu Jiu avem scandal de fiecare dată, dinspre Consiliul Județean nu s-aude absolut nimic. Joia trecută a fost ultima ședință de Consiliul Județean. Și te uiți la știri, te uiți în ziare. Este ca și cum structura asta nu ar exista. Și pentru că oameni buni, la fel cum eu, nu am habar cine în Consiliul Județean, pentru că structura asta nu există, la fel nici dumneavoastră nu știți. Și o să vă citesc acum lista
cu consilieri județeni de alte culori politice decât PSD-ul. Hai să rog să ascultăm următorul telespectator care a intervenit în legătură telefonică directă și o să revenim la această listă a ta. Alo, bună seara! Alo! Bună seara, vă rog! Alo, bună seara! Bună seara, vă rog, stați în direct! Să trăiți! Să trăiți și dumneavoastră! Popescu Adrian, numele meu! Bună seara! Vreau să relatez și eu câteva aspecte în legătură cu doamna doctor Pătrășcoiu, care toată lumea văd că o laudă și o saltă în slăb și nu mai știu ce. Cine o laudă, domnul? Am și eu o problemă cu anul trecut. Vă rog! Poți să vorbesc, da? Anul trecut, astă toamnă mai exact, un verișor de-al meu, internat în secția psihiatrie, pacient al doamnei doctor, cu foarte mult timp în urmă, a revenit la dânsa pentru o internare și după două săptămâni acesta a decedat. Cu scuze de rigoare că nu știm ce s-a întâmplat, că tralala. Salomia Costică este numele lui. 41 de ani. Puteți să veniți aici la Acces TV cu un reprezentant al familiei care să dea toate datele, să facă cineva o anchetă de presă? S-ar putea să vin, dar... Păi stați puțin, interesul dumneavoastră care e? Să se afle adevărul sau aruncăm niște vorbe pe care nu le putem prova? Interesul care este? Mă ascultați un pic? Așa. Verișorul meu, după ce a decedat și a fost prealabil dus la morgă pentru necropsie, tralala, a mai rămas internat mort în secție la doamna Pătrășcoiu Gabriela două săptămâni. Pentru că eu am fost acolo să cel lămuriri mereu și mereu și mereu. Păi și n-ați asistat colegii medicilor? Cum e ceva ca doamna Pătrășcoiu să-l țină pe verișorul meu, Salomia Costică, internat două săptămâni decedat? Puteți să-mi spuneți că ziceți că este un doctor devotat și așa mai departe. Eu unul nu am spus așa ceva și eu unul insist dacă lucrurile sunt atât de asta grave, să, trebuie, dacă aveți să veniți cu dovezi ca să putem să facem o anchetă de presă. Eu unul mă ofer, dacă mă contactați pe mine, să fac eu ancheta pe subiectul ăsta și nu mă interesează numele medicilor care sunt implicați pentru că nu am partipriuri cu nimeni. Pe doamna Pătrășcoiu nu am văzut în viața mea. Dacă mă întâlnesc cu ea pe stradă, nu știu că e Pătrășcuiu. Deci, repet, vă invit să mă căutați pe mine și fac eu ancheta de presă despre această situație. Dar să veniți cu probe. Da, probe. Am copia de la foaia de observație a lui Vărânu, toată relatată, care ulterior a fost modificată de doamna doctor Pătrășcoiu. Mă înțelegeți? A șters cu corectorul. Asta spune niște chestiuni extrem de grave. Ori noi... Poftiți? Am și plângere, am plângere făcută la parchet. Stați un pic, că nu doar așa vorbesc de... Și la colegiul medicilor ați făcut... Anchetă. Când ați făcut plângere la parchet? Păi asta toamna am făcut. Și v-a mai chemat cineva? La sfârșitul octombrie. Și în ce stadiu sunt cercetările? Păi e stadiu de cercetare și la colegiul medicilor și acolo și la parchet. Pentru că nu se poate... E foarte bine, veniți cu copii după plângerile astea ca să putem să dăm drumul la o anchetă de presă. Încă ceva. Pe scurt, vă rog. Când am fost să cer și eu explicații doamnei doctor, la ora 11 și 40 de minute, aproape zi de zi, dânsa pleacă din secție. Da, vă mulțumesc pentru interesul asta telefonică. Asta o să o decidem după ce o să avem o discuție prealabilă, dar pentru că nu putem să luăm o astfel de persoană și să o tăvălim după care să... Nu avem nicio garanție că ceea ce spuneți dumneavoastră este real și puteți proba. În momentul în care veniți cu documentele ori la noi, ori la colegul meu Narcis Daju, preluăm cazul fără niciun fel de problemă. Te rog, Narcis. Bun. Vorbeam despre consilierii județeni care nu există și care încasează acele indemnizații fără să facă nimic. Andrei Vasile Liviu, fostul prefect de Goș, de la PMP. Nimeni nu poate să spună că l-a auzit pe omulețul ăsta spunând ceva, orice, din 2016 când a ajuns consilier județean până azi. Și anul viitor o să vrea să fie ceva, senator, deputat, președinte de țară. Victor Banța, în afară de miau, miau și chis-chis, nici Victor Banța nu spune niciodată nimic. Da? A făcut un raport la spital, acum 2 ani, pe care și Banța și Vâlceanu l-au ascuns într-un sertar. Nu s-a luat nicio măsură în baza acelui raport. Marius Borcan, ALDE. 0 lei, 0 bani, da? Nici măcar de situația de la UMESADU n-a fost în stare să se ocupe și să facă lobby pe lângă parlamentari. UMESADU fiind locul de muncă al lui Marius Borcan. Chircu Sorin Constantin. A angajat CEU, care a ajuns consilier județean, a ajuns să fie pus de Vâlceanu pe lista de consilier județean pentru că i-a făcut un caiet de sarcini la o licitație câștigată de Dan Vâlceanu. Coană Ion, PSRO,
Leonard Filip, frățiorul meu, îl știi tu pe Coană Ion cum arată? Nu, nici măcar, e prima dată când iau numele. Dar de 3 ani de zile îi plătești indemnizația. Din nefericire, da. Deci, la fel ca telespectatorii noștri. Coană Ion, PSRO, un păduche numit... Atenție la limbaj, te rog, Narcis, încă o dată, atenție la limbaj, te rog. Consilier județean, Rotaru, ăla cu copitele în Lighean, e consilier județean și noi niciunul nu știm cum arată Coană Ion. Și Coană Ion e unul dintre ea care ar trebui să-l controleze pe capot, da? Și să nu se facă filmări cu nebuni, cu limba în gură, în spitalul județean de urgență Târgu Jiu. Davițoiu Leșu Gheorghe, PMP, care se visa deputat. 0 lei, 0 bani. O fi fost pe minerii, pe energie, dar nici pe minerii, nici pe energie, omul ăsta nu se aude. În condițiile în care e cerere de energie și mai avem 2 lingurițe de cărbune în stocuri la CEO. Dragu Ion, PNL, 0 lei, 0 bani. Gârjoabă, Vasile Gabriel, PMP. Nu mai spune 0 lei, 0 bani, că oamenii aceia încașează, sume serioase. O să spune, înțeleagă telespectatorii că iau 0 lei de acolo. Crivei Gheorghe, unchiulețul domnului Vâlceanu. O eminență cenușie, din câte am auzit ală zero, PNL-ul. Atenție la... Zero barat, ce să mai... Eminență cenușie. Cenușie e frumos, dar e zero barat, atât. Iacobescu Marcel Petrică, tovarșul mason, da? Muja Nicolae, vai steaua lui, a avut niște bani dați împrumut lui Dian și în contul acelor bani a ajuns vicepreședinte la Consiliul Județean. Orzan Gheorghe, ăsta care ia în parcare la Rona 4.040 de bani dintr-un leu. Păsărin Ovidiu Dragoș, PNL, 0 lei, 0 bani. Numai capete luminate din câte bă, nu am s-aud, de acolo. Nu s-aud. Pentru ei totul e perfect în și eu cu greu îi recunosc după nume pe o parte dintre Șuță, ei. Șuță Denisa Zenobia, da? Consiliera domnului Marijan, alt titan. E vicepreședinte la PNL Gol, te rog frumos. Și Tănase Cristinel, nu știu cine e, PNL, da? Tașcău Dorin Dan, să zicem că e director la Tudor și că face educație acolo. Păi, oameni buni, ăștia sunt consilieri județeni pe care îi plătim din 2016. Asta mă întreabă un telespectator, cât ne costă pentru un consilier județean. Pentru că toate partidele politice țin ușile închise, anul viitor îi vor pune tot pe ăștia pe listă. Și tot pe ăștia îi vom plăti și vor rămâne la același stadiu, da? La care suntem acum. În momentul în care se vor alcătui listele, crezi că electoratul se va mai lăsa din nou indus și în eroare și amăgit de către astfel de promisiuni? Pentru că identificăm de regulă aceiași oameni pe listele, fie că e vorba de PSD, de la PNL sau de mai știu ce partid. Crezi că se vor mai lăsa păcăliți cu astfel de stratageme pe care le practică de ani buni partidele? Oamenii nu au alternativă, repet. Nu sunt fețe noi în niciunul dintre partidele politice. Și aceste partide sunt în situația să facă liste cu noi candidați, dar ne fiind membri noi, Vâlceanu, de exemplu, dând afară și pe Parasit și pe toți aia care mai lătrau la PSD, rămân unchii lui, rămân masonii, rămâne Șuță, rămâne Păsărin, rămân ăștia care nu există, practic. Rubedeniile și prietenii sunt la mare căutare. Hai să luăm un alt apel telefonic, ultimul din această seară, pentru că nu ne mai permite timpul, ultimul apel telefonic. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, vă rog! Gheorghe Orzan la telefon. Bună seara, domnul Orzan! Vă văd, vă salut, îl salut și pe domnul Dajul, dar vreau să fac o corecție. Vă rog. Deci nu mă interesează cu parcarea, cu asta, în fine, subiectul ăla pentru mine nu există, dar vreau să-i spun domnul Dajul că ultima ședință de Consiliul de Țean, eu am inițiat și am trecut un proiect de hotărâre și în dreptul nedreptate, după 16 ani de zile, Peștera Polovraci va reveni la Consiliul Local. Deci m-am bătut, m-am luptat, în decembrie mi s-a refuzat acest proiect de hotărâre, acum acest a fost pe ordinea de zi, a fost votat, deci pentru polovrăgenii mei, eu cred că am făcut ceva în anii ăștia cât am fost consilier. Cât am putut să fac eu acolo? Nu simt că sunt Gheorghe Dracu, că sunt eu cel mai tare din parcare, dar cred că acest proiect de hotărâre care a fost aprobat, adoptat, este o mărturie că eu n-am stat chiar deja prin Consiliul Județean. Domnul Orzan, dacă permite să vă răspund. Eu cred că Eu cred că este prea multă liniște în Consiliul Județean și că de acord cu dumneavoastră. Cei pe care i-am citit eu aici nu-și fac datoria nici pe departe. Eu sunt convins că aveți colegi acolo care nici nu și-au citit vreodată atribuțiile. Și mai am, o convingere. Dumneavoastră, de exemplu, sunteți multimilionar în euro ca om de afaceri. Și aveți mulți alți... Cine v-a spus? Uite, îmi spune, de exemplu, SICAP-ul. Dacă intru pe SICAP și dau căutare numele firmei dumneavoastră,
Și vă rog să mă credeți că nu vă spun cu răutate ce vă spun. Ajung deci, la concluzia că sunteți multimilionari în euro. Dar ascultați-mă, lăsați-mă să termin ideea. Da, sunt mulți multimilionari în euro, consilieri județeni. Dar oamenii ăștia nu fac nici 5% din cât fac eu pentru județul ăsta și alți ziariști. Care, într-adevăr, suntem rupți în cur, mâncăm, ce să zic, pateu pe pâine odată la 3 zile, dar noi ținem la județul ăsta, ținem la oamenii lui și ne batem, domnule, și pentru Gorj, pentru gorjeni. Față de multimilionarii ăștia în euro, care vor doar contracte pe bani publici, domnul Dragu, să fie în masa aia sclipicioasă din sala Maură și nu fac nimic. Vă atragă atenția! Așa. Aveți dimensiunea banilor, nu mă faceți pe mine ce nu sunt. Eu n-am multimilionari în euro. Ia spuneți-ne, domnul Orzan, câți bani ați luat în decembrie? Domnul Orzan, stați să nu returnăm subiectul emisiunii. Domnul Orzan, domnul Daju. Domnul, n-am spus că e rău să fiți milionar. N-am spus că e rău să fiți milionar. Nu am zis că ați furat banii ăia. Ia spuneți-mi câți bani ați luat de la școli în luna decembrie, anul trecut. Dar nu-i treaba dumneavoastră. Da, e, domnule, că sunt bani publici. Da, să arăt să nu le tornăm. Domnul Orzan, domnul Daju. Domnul Orzan, haideți să ne așezăm un pic, pentru că deturnăm atenția. Haideți. Eu am intervenit, vreau să vorbesc, să mă apăr. Vă rog, haideți, pe scurt, că ne permite timpul, am să aproape la final. Sunt eu milionar, multimilionar, doar să aveți dimensiunea ceea ce spuneți. Câți bani ați luat de la școli luna trecută? Bun, haideți să presupune că e o neînțelegere. Haideți să... Domnul Daju, am declarația de avere și de interese pe site, domnule. Acolo este toată averea mea, pe site-ul respectiv, da? Am înțeles. Bun, dacă mă înțelegeți. Haideți să ne referim acolo la... Acolo am și dividendele, acolo am și domnul mașinile Orzan, pe firma, acolo am că tot, domnule, nu sunt mulți milioane. Ați vrea să fiu, domnul Daju. Nu mai păcăliți oamenii, treziți-vă, și pe leliști, și pe pepiști, și useriști, treziți-vă. Va. Treziți-vă că uitați-vă în ce realitate trăim. Domnul Orzan, vă rog, un punct de vedere vis-a-vis de sesizarea care s-a făcut astăzi cu acest caz petrecut la Spitalul de Psihiatrie. Deci vă apreciez pe dumneavoastră și pe domnul Daju. Deci vă spun deschis. Luptați pentru Gorjul ăsta, vă felicit. Dar să știți că nici eu nu stau deoparte. Ce puteți face dumneavoastră, domnul Orzan, ce puteți face dumneavoastră? Domnul Orzan, ce sesizări sau ce acțiuni puteți face dumneavoastră în calitate de consilier județean al PSD-ului vis-a-vis de cazul prezentat de Narcis Daju? Eu o să iau poziție, domnule, eu o să iau poziție public. Eu acum am aflat de chestia asta, vă dați seama, o să iau poziție public. Așa cum am fost indignat de faptul că Muzeul Județean, directorul Muzeului Județean, Hortopan, care ține cu dinții de pește asta și ia, încasează bani degeaba fără să facă nimic acolo, și îi cer sprijin acum la domnul Daju, că am nevoie, pentru că s-a făcut doar al doilea pas pentru preluarea peșterii. Urmează ca Muzeul Județean să lase în administrare Petra Polovragi către Consiliul Local. Hai să lăsăm Polovragi și Muzeul Județean să referi la, să ne referi la Spitalul de Psihiatrie. Nu, am spus că o să-i cer sprijinul domnul Daju să mă ajute, dacă că dumnealui cred că poate, da? Bun, vis-a-vis de ce s-a întâmplat la cazul ăsta, cazul Bălăceanca. Sunt indignată, sunt surprins. Păi bun, sunteți indignat, aveți o acțiune publică și Consiliul Județean. Și în prima ședință de Consiliul Județean. Deci veți lua o atitudine în Consiliul Județean și din partidul în care faceți parte. Bineînțeles, dar public am spus că o să iau. Da, mulțumesc. Public. Vă mulțumesc pentru intervenția asta telefonică din această seară. Și eu vă mulțumesc. Deci ușor acțiunea aceasta demarată nu întârzie să producă ecouri. Să sperăm că și în rândul organelor abilitate care pot să aplice legea în această situație. E ultimul telefon, vă mulțumesc încă o dată pentru înțelegere, stimați telespectatori, vor reuși să își facă datoria. Deci eu am ajuns la un nivel în care nu mai halesc povești de astea. Eu la fel. Am riscat foarte mult acum un an când am probat că s-au plătit peste 20 de miliarde de lei vechi energie electrică a unui remene privat. Și era o firmă a serviciilor din țara asta. Și de ce era oameni buni o firmă a serviciilor care a furat de la noi 20 de miliarde? Pentru că firma asta a luat de la divizia de leasing a Băncii Transilvania mai multe aparate remene și nu le-a plătit. Mai mult decât atât, a intrat în insolvență. Și imaginați-vă că s-a dus în instanță ANAF-ul și direcția și divizia de leasing de la Banca Transilvania și a spus așa: administratorul firmei n-are nicio vină, nu avem nicio pretenție. Ce s-a întâmplat a doua zi? S-a radiat firma și banii ea nu i-a mai achitat nimeni. Despre ăștia, deci 150 de miliarde, tu dacă ai 3 lei, te execută imediat, îți blochează contul. Ăsta, fiind susținut de servicii, a venit cu remeneacii la spital, i-am plătit 20 de miliarde curentul, s-a găsit un ziarist să îndrănească să scrie. Ai și de foarte ce a făcut Orzan, ce a făcut Vâlceanu, ce a făcut Denisa Șuță, m-am dus în Consiliul Județean, în ședință, am solicitat sprijin, s-au făcut că n-aud.
Au mințit că l-aduc pe tătaru să își spună punctul de vedere, n-a venit nimeni, a uitat de subiectul ăsta, la fel vor uita și de povestea de la psihiatrie. Și nu știu nici eu cât voi mai stărui să mai lucrez în interes public. Decât să fim pesimiști și să avem de fiecare dată dreptate, mai bine să fim optimiști și să ne înșelăm de fiecare dată. O concluzie a dezbaterii noastre, te rog. Mulțumesc colegilor din presa locală care au preluat subiectul de la psihiatrie. Mulțumesc Acces TV, care nu e un post TV care huzurește financiar, dar care, iată, și asumă riscuri să prezinte adevărul. Și fac apel la responsabilitate, la Cosmin Popescu, la ceilalți lideri PSD, să limpezească lucrurile la Spitalul Județean. Pentru că în condițiile în care omul de rând, eu, ca întreprinzător privat, care îmi plătesc cu greu impozitele, banii ăia ajung la capăt, ajung la psihiatrie. Este anormal să se întâmple ce se întâmplă. Mulțumesc. Și le vine electoratul la ușă. Patru rânduri de alegeri. Nu vă puteți prezenta așa, dragi tovarăși. Indiferent cât de supra oameni vă credeți și cât de sigur sunteți pe dumneavoastră. Autopeu să se prezinte cu certitudine. Mulțumesc pentru participarea mea această seară. Narcis Daju, jurnalist Gorj News. Vă mulțumesc și noastră, stimați telespectatori, că sunteți care de fiecare dată alături de noi aici la Acces TV. Vă spun o seară plăcută și din nou subiecte interesante pentru dumneavoastră. Cel puțin sper că să nu mai există atât de scandaloase și de rușinoase cum a fost acesta, dosarul Bălăceanca. Ne revedem săptămâna viitoare din nou aici de la ora 18:30, începând cu luni. La revedere, să auzim mai de bine.